Bună ziua și bine v-am regăsit! Haideți să ne răcorim cu o delicioasă înghețată, cu foi de ciocolată și super cremoasă. Ușor de preparat și cu doar 3 ingrediente, astăzi vă prezint înghețata Vienetta. Inițial, mi-am decupat foile de hârtie după o tavă dreptunghiulară. După care am topit 500 de grame de ciocolată neagră și am întins pe circa 6 foi, după care le-am pus la congelator timp de 5 minute. Apoi am pregătit o cremă din 450 ml frișcă lichidă dulce și 250 de grame de lapte condensat dulce și am mixat până când crema s-a îngroșat. Pe aceeași tavă dreptunghiulară am așezat dedesubt hârtie de copt exact așa ca în video. După care am așezat foile de ciocolată deja întărite și le-am umplut. Am nivelat ușor crema. Opțional puteți pune și alune măcinate. După cum vedeți, am umplut toate foile, apoi am pus înghețata pentru 12 ore la congelator. După 12 ore am scos-o din tavă și am ornat după gust. După cum vedeți, se prepară foarte ușor și este extrem de delicioasă. Așadar, dragii mei, dacă v-a plăcut această rețetă și v-am inspirat, nu uitați să dați un like, să vă abonați sau să distribuiți această postare. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Vă aștept data viitoare la o nouă rețetă! Vă mulțumesc!